Căutarea unui mărțișor te poate face să realizezi că între mărțișorul ca simbol al primăverii și povestea de început al acestuia este o distanță de doar câteva tarabe. Cum fiecare poveste strămoșească este transmisă prin viu grai, povestea mărțișorului îl are ca narator pe domnul Andraș Traian, care realizează mărțișoare în stil dacic de mai bine de 30 de ani. Getodacii sărbătoreau la 1 martie noul an. Considerau că odată cu revenirea naturii la viață începe un nou ciclu, un nou an. Dacă la început getodacii confecționau mărțișoarele din materie primă precum lemn, piele sau os, între timp lucrurile au evoluat. Există o matriță în care ele se fac la bază, după care se pictează manual. Deci pictura poate să fie diferită, într-adevăr, deci e singurul lucru care le face diferența. Însă un lucru a rămas neschimbat, șnurul împletit. Șnurul era confecționat din lână, putea să fie alb cu negru, care simboliza binele și rău, sau alb cu roșu, care simbolizează unitatea familiei, legătura strânsă dintre bărbat și femeie. Femeia, fiind născătoare de copii, era sânge, foc, pasiune, bărbatul, cinste, puritate, demnitate. De ce într-un șnur? Orice funie pe care o împletești, n-ai niciun motiv să o despletești. Deci era simbolul perfect pentru a arăta unitatea dintre cei doi, devine puternică și rezistentă și de desfăcut. De altfel, dacă în prezent mărțișorul este dedicat femeii, în vremea getodacilor acesta era un simbol al familiei. Ei considerau că aceste obiecte înlătură spiritele rele și aduc noroc, bunăstare, prosperitate. Le puneau la loc de cinste, în casă, în general deasupra ușii, pentru că era un loc considerat un loc ferit de alte accidente și neprevăzut, pentru a nu se distruge. Împărtășind această tradiție de mai bine de 30 de ani, domnul Traian susține originea getodacă și necesitatea cunoașterii acestei sărbători. M-aș bucura dacă s-ar prelua proiectul și dacă ar auzi cine trebuie să ne susțină și să fie până la urmă omologat ca tradiția noastră a dacilor, a românilor, tradiția mărțișorului.